Shopping City Suceava și-a desemnat câștigătorii marilor premii puse în joc în cadrul campaniei Ia-ți biletul de vacanță, desfășurată în perioada 15 iulie-11 august 2013. Trei dintre clienții centrului comercial au extras taloanele norocoase care le-au asigurat fie un sejur de vis în Turcia oferit de Seven Travel, fie câte un weekend de relaxare la pensiunea Voroneț Residence. Câștigătorii campaniei demarate de Shopping City Suceava sunt Ciprian Burlacu, de 35 de ani, din Botoșani, sejur all-inclusiv pentru două persoane turce oferit de agenția Seven Travel. Nu pot fi decât bucuros. S-a întâmplat să fac cumpărături din Carrefour și odată cu bonul fiscal am participat și am câștigat. Nu neapărat mă așteptam să câștig. E binevenit. Am câștigat un concediu în Antalya, la un hotel de 3 stele, all inclusiv, plecare cu avionul de pe București, din păcate pentru el trebuie să ducă până acolo, dar în rest totul e ok. E în zona Antalya, da, e ultima stațiune, e o zonă mai frumoasă, mai animată, pe care noi o recomandăm familiilor mai tinere, să zicem așa. Hotelurile nu sunt hoteluri de lux, tocmai de aia, din cauza că vine o categorie de oameni medie, să zicem. E o zonă în care marea majoritate se simt bine și o să distreze. Alături de Ciprian Burlacu au mai câștigat Odorica Hartuc, de 44 de ani, din Suceava, un weekend pentru două persoane la pensiunea Voroneț Residence, și Alexandru Huțanu, de 21 de ani, din Suceava, weekend pentru două persoane tot la pensiunea Voroneț Residence. Pe durata campaniei s-au acordat peste 2000 de premii instant, constând în ochelari de soare, minigenți frigorifice, evantaie, saltele și rogojini pentru plajă, precum și produse Avon. Totodată, câștigătorii au avut șansa de a-și umple geamantanul de vacanță cu o minge de plajă sau cu un zmeu câștigat în cadrul campaniei. Fidelitatea clienților a fost răsplătită și cu vouchere cadou puse în joc de magazinele partenere din centrul comercial B&B Collection și Plus Optic, vouchere de 50 de lei, Splendor, vouchere în valoare de 150 de lei, Villart, vouchere de 25 de lei, reducere la gama de porțelan, și Centrofarm, vouchere în valoare de 30 de lei. Pentru a putea beneficia de premiile puse în joc în cadrul campaniei Ia-ți biletul de vacanță, clienții au făcut cumpărături de minimum 100 de lei sau 150 de lei la oricare din magazinele aflate în incinta Shopping City Suceava și s-au prezentat la infopointul amplasat în zona magazinului Leonardo pentru a extrage un talon răzuibil. Potrivit reprezentanților Shopping City Suceava, agenția de turism Seven Travel este nouă pe piața turismului din Suceava, dar datorită parteneriatelor pe care le deține cu cei mai mari tur operatori din țară, oferă cele mai bune destinații de vacanță la tarife favorabile. Aceștia au mai arătat că Seven Travel face parte dintr-un lanț de agenții din Bacău și promovează un turism de calitate și răspunde necesităților și exigențelor clienților prin servicii la standarde internaționale. S-a încheiat campania Ia-ți biletul de vacanță. Shopping City Suceava a dorit să vină în sprijinul celor care se pregătesc pentru vacanță, oferindu-le peste 2000 de premii instant, constând în premii utile pentru sezonul estival, weekenduri de relaxare la pensiunea Voroneț Residence și marele premiu, un sejur în Turcia all-inclusiv pentru două persoane oferit împreună cu agenția Seven Travel. Felicitări tuturor câștigătorilor și clienților care au făcut cumpărături din Shopping City Suceava și s-au bucurat de reducerile de vară. Cât privește pensiunea Voroneț Residence, reprezentanții Shopping City au menționat că aceasta oferă premisele unui sejur de neuitat, fiind amplasat într-un cadru natural de excepție. În felul în care a fost concepută, Voroneț Residence este capabilă să asigure confortul la cele mai înalte standarde.